Mergem la următorul invitat. Angel Damian este acum aici cu povești din fața și din spatele camerelor de luat vederi. Știți, se filmează Vlad, la Vlad, iar Angel Damian ne poate spune mai multe, pentru că este un fel de șef, regizor, scenarist, actor. Află mai multe! Am zis bine, nu? Mai flatat actor, așa de la intrare, regizor, scenarist, producător, șeful Vlad. Adică a pus presiune pe el. Da, perfect, da. În toamnă să apară Vlad, perfect. Să știți că tot ce se va întâmpla în Vlad, el scrie. Adică dacă vă moare personajul principal, Angel Damian, din pix la omoare. Dar știi că George Pistereanu așa a făcut, știi? Da, când a murit, da. În sezonul 3, a scris, am făcut un story, râdea de mine, zic, vezi că le zic că le-i trimit la tine. Și chiar a trimis vreo 2-3 la mine să-mi scrie. Da, 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 da. Deci la omorul, zic, da, moartea e așa. Asta nu înseamnă că a dispărut cu totul din serial, e doar o trecere către altceva, nu știu. Și oricum n-a murit, uitați-l în continuare pe Instagram, da, 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 nu? Există, uite. Nu e ușor rolul ăsta, serios, și de regizor. Pentru că tu scrii scenariu pentru, cum se numește, Vlad... Vlad, ultimul sezon, ultimul la sezon. Final totul se plătește. Să vedem cine va plăti la final, dacă voi plăti eu în fața telespectatorilor sau... Da. De asta zic că la ultimul sezon, cum spuneam mai devreme, și scenarist, și regizor, și joci în film, nu e ușor. Da, nu e ușor, dar deci sunt se segmentate. Poate să fie Sergiu Nicolaescu și în 2021. Așteptam pe asta, așteptam pe asta. Da, dar el le făcea deodată, eu mi le-am segmentat, am luat-o și eu așa. Dar adică, ți-a mai acum... spus asta, presupun că nu. Da, nu? Da, da, sunt luat okay. Peste picior cu treaba asta, bineînțeles. Bun. Dar așa s-a întâmplat, nu mi-am dorit neapărat. Spune-mi, e presiune când scrie și când ne face scenariu acum serios? Măi, ele în principal sunt scrise, adică din momentul ăsta, da. Nu mai a fost o presiune, a fost presiune pentru că îți dai seama, știi, când ești într-un serial de asemenea învergură, nu te gândești niciodată, bă, la un moment dat o să fie un sfârșit, știi, că povestea merge, încerci să o complici, să o descomplici, să te... Și la un moment dat, într-adevăr, e finalul ăla, știi, e ca în viață, știi, băi, la un moment dat se termină, știi, și nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi și trebuie să fii foarte atent, pentru că... Sunt atâtea povești, atâtea personaje, nu știi niciodată cum sunt atașamentele telespectatorilor față de cine, cum, în ce fel. E un echilibru fragil și ești acolo, responsabilitatea e în mâinile tale. Orice decizie e, nu mai poți repara, știi că s-a dus. În caz de worst case scenario, uite, dau un exemplu, moare un personaj, îl mai, dacă vezi că îl întorci cumva în viziune, îl bagi acolo să existe, în amintiri, în ceva. Da. Dar acum la final, asta e, cu asta rămân. Deci tu practic e singurul care știi ce se întâmplă în Vlad. Sunt 5 persoane. Care știe. 5 persoane, adică sunt mai mulți regizori, nu sunt doar eu, da. Și producătorii, atât. În rest, în fiecare pauză de masă mai vine cât un actor așa. Auzi, ce vreau să te întreb? Și acolo mai spre final, așa, cam eu vreau să-mi construiesc personajul, dar lasă că o să vină la un moment, dat scenariile. Nu, dar așa, cam, păi, dar de ce n-aștepți? Da, e foarte interesant, oameni buni. Dar e un principiu bun, să știi. În toamnă, Vlad, practic, o să aflați deznodământul și toate încrengăturile astea care au fost în serial, corect? Da, absolut. Din septembrie, la începutul septembrie, intrăm în forță. Da. Și să vedem. Ok, dar Angel Damian nu stă doar, cum să zicem, focusat pe proiectul ăsta, pentru că este și cu teatrul streaming, mai ești cu lustratul? Da, păi asta a fost al doilea mare proiect pe care l-am luat în brațe perioada asta, teatrul streaming, și am dezvoltat o platformă în sensul ăsta împreună cu câțiva prieteni, se numește Picior de Play, Picior de Play cu Y, da. Și e teatru live, care se întâmplă acum și este difuzat camere profesioniste, sunet profesionist în toată lumea, în principal pentru românii din diaspora și românii din provincie care nu reușesc să vadă spectacolele din București. Da. Și de la ce teatru e? Sau de la ce teatre? Teatre independente, teatre de stat, sunt spectacole, în general mergem pe dramaturgie românească, adică am zis, băi, e atât talent în țara asta și dramaturgi români și actori români care nu sunt cunoscuți de cei plecați în afară de nu știu câți ani și e păcat să nu vadă că în România există teatru de calitate, actori extraordinari, știi că în orice taxi intri, ce sunteți, actori? Aoleu, nu mai sunt actorii de altă dată. Ba sunt, dar nu aveți acces atât de ușor la ei. Deci cum e, mai zis o dată, Picior de Play. Picior de Play cu Y, da. Play cu Y, foarte frumos. Un joc de nostalgie. Iar acolo pot oamenii să găsească și programul și da, uite, chiar pe 27 iulie e un spectacol online la care te invit, o să-ți trimit un link. Acum așteptă, chiar la teatru, îți trimit un link. Carpathian Garden, un spectacol despre România. Doi actori foarte buni, Radu Iacoban și Tudor Istodor, vorbesc despre România, un spectacol scris de Radu Iacoban.
super. Recomand. Intrați și puteți să luați parte la acest teatru online. Vreau să te întreb ce fac părinții tăi. Am cunoscut și sunt niște oameni senzaționali. Da, încă se mai ceartă care să fie următorul care vine pe canapeaua asta. Știi că ai lansat această chestiune în familie. Mama ta, știu că participa la tot felul de proiecte. Da. A și câștigat, nu? Ai luat... Da, ea e plecată, nu mai gata. Am pierdut-o în alte țări, în alte, pe alte meleaguri. A câștigat tot felul de premii cu filmul Marona. Cu... Exact. Știi că... Asta e, când am anunțat prima oară public de Marona, la tine am anunțat pe canapea. Da, după care călătoria a fost... fantastică a Maronei. Exact. După care a premii în străinătate. Asta a mers bine. A mers bine. Tatăl? Bine, și el. Regizor și el, scenarist, absolut. Profesor. Da. Mamă, deci la voi în familie îmi dau seama ce competiție e seara când vă duceți acasă. Ok, hai să vedem care a făcut cel mai tare proiect luna asta. Da, știi că am avut o discuție cu maică-mea și a avut așa un șoc. Știi că la un moment dat zic, bă, mamă, îți dai seama că eu mă bucur pentru tine, dar... La un moment dat, dacă e un premiu așa foarte mare, premiul ăsta chiar mă încurcă personal. Dar eu mă bucur pentru tine, dar trebuie să știi că pe mine mă încurcă. Cum adică te încurcă? Zic, da, că presiunea e și mai mare după aia. Adică tu trebuie să înțelegi că eu acum ce înseamnă o discuție cu tine, dar eu mă bucur. Adică mă bucur, da? Da, că poți să nu particip chiar la toate festivalurile, să-i toate premiile, ar fi ok, da. Dar la un moment dat... Trebuie să spun și eu treaba asta, că nu e chiar, adică nu... Și acum am înțeles că mai lucrezi și la două scurtmetraje sau lungmetraje. Lungmetraje, cu... Lung. Iartă-mă, Angel Damian nu poate să lucreze la scurtmetraj. Da. Angel Damian lucrează doar la lungmetraj și seriale. Deci am venit aici să fiu terfelit de-a dreptul, măi, la mea. Da, lungmetraj. Se pare cu Codin Maticiuc unul și unul cu Pavel Bartoș. Da, Codin Maticiuc, Jesus del Cerro este în ambele proiecte, da. Și unul e cu Codin Maticiuc și celălalt cu Pavel. Ambele... Și tu ești în ele actor sau ești... Scenarist. Da. Și în ambele, nu? În ambele, ambele sunt scenarist. Îți place mai mult viața asta de scenarist decât cea de actor? Băi, până într-un punct. După aia devine foarte frustrantă. De asta și am încercat partea asta de regie. Nu e ușor să fii scenarist, adică să te apuci. Nu e ușor, dar știi care e cel mai frustrant lucru? E că tu ți imaginezi, pleci de la o hârtie goală, da? Ți imaginezi niște lucruri care sunt în capul tău într-un fel. După care vine altcineva care își imaginează pe ce ți-ai imaginat tu, da. Și uite, îți dau un exemplu, o replică. Hai cu mine în backstage, pe care pe hârtie așa apare. Hai cu mine în backstage, ea poate să fie și hai cu mine în backstage, okay. Care înseamnă ceva. Poate să fie, hai cu mine în backstage, că s-a întâmplat ceva. Sau hai, și, dacă vrei să ne zbarduim în backstage. Da, hai în backstage. Okay. Și atunci, de fiecare dată, e diferit față de cum ai văzut sau ai auzit un capul tău. Și după care, la un moment dat, încerci să preiești tu, să-i, bă, hai să fac eu. Bine, nici atunci nu e cum ți-ai imaginat un capul tău, că mai e actorul care adaugă lucruri care se întâmplă și e foarte bine că se întâmplă așa. Dar e frustrant pentru că... pornind de la un univers, după care te atașezi foarte tare de ce ai reușit tu să faci în hârtia aia, știi? Dar ea trebuie să existe în afara hârtiei, trebuie să existe pur și simplu în viață. Ce face Elia? Pornind de la o hârtie și am ajuns la Elia. Face foarte bine Elia. Uite, chiar cred că e în fața televizorului și se uită la noi. Mă gândeam dacă te critică, pentru că ce ai în domeniul ăsta? Adică nu, e multă presiune pe tine, de asta n-ai scăpat. În principal scriem împreună cam tot ce scriem. Da, și acum scrie la Vlad, adică și ea scrie. Am înțeles. Eu am învățat enorm de la ea, am învățat foarte multe și nu criticăm, că nu este nimic bun. Nu, ziceam că învârtindu-te în lumea asta în care toată lumea are de-a face cu jobul tău și cu meseria ta. Absolut, da, nu mai zic și pe partea aia, adică n-am scăpat nici acolo, exact, totul e așa. Okay. Totul e legat de lumea asta. Ok, ce foarte frumos. Ce vrei să întrebi? Că simt că vrei să întrebi, ai aruncat așa, ce face Elia? Ce face Elia? Vreau să te întreb ce face și Elia, e normal, pentru că spuneai că îl scrieți împreună și la Vlad și că practic stați împreună, nu? Normal, logic. E o relație lungă, Angel domnule. Damian, în cazul în care nu știați, s-a îndrăgostit pe scenă. Da, acum mulți ani de zile. Dar fiind o fire, să zicem, așa mai... Am văzut un interviu în care ai vorbit despre relația cu Lia. Da. Lia Bugner a apărut la un moment dat și de asta te-am întrebat. Întreabă-mă. Ok, ce deci v-ați cunoscut pe scenă și zi mai departe. Și... la un moment dat, am fost așa un spark, evident, în povestea asta. Chiar culmea că pe scenă era o relație antagonică, dacă vrei. Și uite că dacă în scenă a fost antagonic, în viața a fost s-au atras, cum e? Care e opusul de antagonic? Ok, sau... să tăiem anta și să zicem gonic. A fost gonic, nu există cuvântul ăsta, dar lăsăm așa. Perfect, și acum, practic, lucrați în... Lucrăm împreună, suntem împreună, trăim împreună. E o relație fericită, armonioasă. Și ce vrei și asta să știi? E tot ce contează. Asta e tot ce contează, da. Foarte frumos. Ați jucat împreună în vreun film, în vreun serial? Doar într-un film studențesc. Da. Atâta. Nu, mă gândesc cum e că amândoi scrieți și amândoi e... Băi, e complicat. Se scrie, ok, Angela, acum o să fie secvența aia în care... Descris e foarte ușor.
dar când suntem pe scenă, bă, e foarte complicat. Și ieri am avut spectacol și e atât de greu să disociezi lumile aia de acasă. Orice de indicație se pare că conține ce n-ai făcut tu ieri sau ce n-ai făcut alaltă ieri. Și se pare că e așa o... Și era orice ieri... privire, da, de fapt, da, o înțelege da, altfel decât da, o înțelege da, lumea, da, 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 exact. Știi, și ieri era Medea Marinescu, care la un moment dat a avut o criză de râs. Aveam spectacol și la un moment dat Lia voia să repetăm momentul de la final. Eu ziceam, dar n-are niciun sens ăla de la final, hai să repetăm pe ăla de la început. Și ea, ba, nu știu ce, și eu zic, hai că poate mă duc și acasă. Și Medea Bujitor, bă, nu pot să cred că voi sunteți așa și aici. Că... Dar da, din treaba asta nu, adică nu rămâi cu ceva, nu mergi acasă și zici ai, dar pur și simplu relația e foarte greu de disociat așa, aici e acasă, aici e la lucru. Pentru că faceți aceeași muncă. Știți, eu mă bucur că ai trecut astăzi pe la noi. Mai aveam o întrebare, tu acum practic îmi dau seama că iei salariu și de regizor și de scenarist și de actor. Nu e rău. Da. Nu e rău. Ce că ai făcut tu? Ciucă! Vreau să mă apuc să filmez, să pun lumini, microfoane. Am putea să ne extindem și noi, nu te prinzi? Mai știi când ne-ai chemat, eram cu Olimpia, cu Nartea. Da. Eram cu Olimpia, cu Nartea și cu cine mai eram? Și cu Monica Bârlădeanu aici și ne-ai pus să închidem ochii și să ne-ai pus întrebări. Cine credeți că câștigă cel mai mult din serialul Vlad? Și arătau atât spre tine, nu mai țin minte. Nartea a avut această teorie. Viziunea, înțeles. El e și scenarist și actor, ar trebui totuși să câștige și mai mult. Bine, Angel, mai glumim, asta e și normal. Pe Angel Damian, oameni buni, îl găsiți pe Instagram, îl găsiți pe Facebook și îl găsiți la acest teatru online care mi se pare genial. Felicitări și să știi că te mai așteptăm oricând, cu mare drag. Băi, și totuși, ce se întâmplă în Vlad? În Vlad? Da. La final, da? Hai cu mine în backstage. Acolo putem să aflăm mai multe. Dar e mai spectaculos. Câte episoade o să fie? 13. Deci e bătut încă, da. 13. Băi, și e cel mai spectaculos sezon. Pe bune, onest vorbind, se întâmplă niște lucruri de... Uite, mi s-a făcut pila găină. Da, pe bune, chiar, nu, da, adică... serios. Și le-am și văzut, știi că ele sunt scrise, ți le imaginezi într-un fel și tot timpul e gândul ăla, cineva, bă, dar poate nu ies așa, poate... Și am văzut acum niște lucruri care s-au filmat, bă, arată absolut spectaculos și de-abia aștept, nu știu, bă, hai cu septembrie, să se bucure și oamenii. Îți dai seama că acum, dacă stai să te gândești, tu scrii și regizezi ultimul sezon din Vlad, care o să fie și internațional, pentru că Vlad se difuzează și în Bulgaria și în alte țări. Dar e lider de audiență spart în Bulgaria, nu știi câte mesaje bulgărești primești. Deci asta e. Deci fanii din Bulgaria. Absolut. Okay. Bulgaria și-a fost vândut în mai multe teritorii. Deci, domne, okay. Ce să mai... Nu? Alături de noi a venit special de la Hollywood, Angel Damian astăzi. A trecut puțin pe acasă să schimbe hainele și să meargă mai departe. Îți mulțumim mult de tot și mult succes și te mai așteptăm, Angel, cu mare drag.